Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou început de serie. Facem astăzi survival, după cum am întrebat într-un episod acum câteva zile, parcă de survival games, dacă vreți să deschidem o serie de survival. Și iată că o deschidem. Ăsta e primul episod din această serie și v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like dacă mă susțineți și vreți episoade în continuare în această serie. Sper să ajungem la un număr foarte mare de episoade pentru această serie și să-i dăm drumul. Văd că ne-a dat într-un seed chiar mișto. Avem și acolo deșert. E chiar... Am văzut un sătuc acolo, hai. O să mergem să luăm. Mamă, câți cai sunt pe aici, ești nebun? A, da, și suntem pe versiunea 1.8. Bă, ce e aici? O, ce un enderman acolo. Mamă, ce e aici? Deja mi s-a dus foamea, în fine. Mamă, ăsta-i sătuc de la mare cu fierărie, șmecher. Ok, hai că o să mâncăm de aici dacă... Chiar suntem în criză. Holy shit! Un diamant. Are you kidding me? Să mi se pare că luăm achievement dacă fac ceva de genul. No, no. Fine, putem să mâncăm ăstea acum. Mamă, ce bine! Și n-am dat vreun seed, de exemplu, de ăsta, că mai sunt și seed-uri de astea. Trebuie să setezi tu seed-uri ca să te dea în anumit loc, un anumit sat cu... prostii de genul, cu tot felul de lucruri în chest epice. Ăsta e un seed, pur și simplu am dat create new world și asta e chiar super. Nu știu ce să facem, mai întâi hai să luăm niște mâncare. În orice caz, dă-te bă de aici că ți le culegă. Ăsta vrea să mi le culeagă. Pare rău, boss, fac ce vreau. Ok, să... deci n-am ce face deocamdată cu seed-urile, deci o să le plantez înapoi. Știu că aici nu erau plantate wheat. Nu era plantat wheat, dar în fine. Nu mai e vreun chest pe aici? Doar la fierărie era? What the fuck, ce aici, cum s-a spawnat? Presupun că doar la fierărie. Da, uite și tu, 30 de pepper pentru un emerald. Dar nu știu exact ce faci cu emeraldele în afară de generator de la. Dar cred că sunt cele mai rare minereuri, nu prea am dat de ele și când ai de ele în mină este doar o bucată. Bă, da, e mare satul. Ok, cred că ăla era... Mamă, ce șmecher seed-ul ăsta. Ăla era singurul chest, cred că, din tot sătucul ăsta. Nu prea cred că mai găsești în altă parte. Noi culegem acum toată mâncarea și după o să mergem la mină după câteva resurse, cum ar fi să ne facem full iron and shit. De fapt, noi urmărim să facem uneltele de iron, ca să luăm materiale pentru casă. Dar vedem cum facem noi, deocamdată. Bun. Luăm noi tot uitul de pe aici să ne facem hangerul. Adică, o să craftăm și pâinea aia imediat. Pleacă mă de aici, că ăștia pot să le ia dacă le și culeg. Și nu vreau să... vină vreunul la el. Ok, aparent ăsta a fost... Shit? Ok, ăsta a fost tot satul. Avem un iron sword, tu-ți dai seama ce epic e asta? Nu-mi vine să cred. Ok, avem și un iron legends, ceea ce ne adaugă 2.5 la viață. Mamă, ce fac ăștia pe aici? Ce-i cu atâția cai? Nu înțeleg ce-i cu atâția cai pe aici. Boss, vreau să mă urc pe tine. Nu înțelegeți greșit, așa? Credeam că e un mushroom de ăla, de fapt sunt niște flori. Ok, acum o să mergem la mină. Dacă avem noroc să dăm de un cave sau ceva de genul, ar fi chiar super. Dacă nu, o să săpăm noi în jos să facem ceva. Carrot. Ok, carrot ăsta adaugă destul de mult. Avem 26 de wheat. O să traversăm apa asta să ne mai uităm puțin prin împrejur. Și vom începe minatul imediat. Fiecare episod o să dureze vreo 15 minute, ceva de genul. V-am zis, o să fie multe episoade. Adică cel puțin vreau să am multe episoade în seria aceasta. Bineînțeles, dacă vă place și vouă. Și dacă e pe viitor să adaug... gen să nu mai fie doar single player, să fie și un invitat, să-mi spuneți. Și dacă e și sugestii. Nu știu deocamdată, filmez singur pentru că n-am ales deocamdată cu cine să filmez sau
să vorbim de dinainte, cum ar fi să filmez eu cu un prieten sau ceva. Nu, n-am făcut asta și am dat drumul direct la serie. Da, aparent n-am găsit niciun cave și nu o să stau să mă vâr prea mult pe... Ok, vorbim de lup, lupă la ușă. Hai că e foarte bine, dăm acum de coal, mai spargem puțin stone, să ne facem și un furnal mic, să prăjim cartofii. Câți cartofi avem? Avem 18 cartofi. Mamă, deci probleme cu mâncarea nu o să fie, pentru că avem o grămadă de mâncare. Ne-a dat un sătuc plin de mâncare și resurse în shit. Și acum, hai să luăm tot căulul de aici. Cine știe, ne trebuie, nu așa? Să facem câteva torțe din sticurile care le aveam. Sper că nu e mică. Ok, este mică, dar am văzut aici ceva iron, ceea ce e foarte bine. Am auzit lavă. Nu știu, ca să fim mai atenți, pentru că avem iteme super OP la noi și nu vrem să le pierdem. Ca pe survival games aici n-are cine să ne atace, normal. Să spargem și astea de aici și imediat ne facem un furnal să prăjim lucrurile alea. Ok, hai că mergem undeva mai sus să le prăjim, să ne facem furnal. Sau dacă e să săpăm în jos, pentru că aici ăsta a fost atât. Nu se duce mai jos, nu? Ba da? Nu, no, atât a fost. Ok, e ciudat cave-ul ăsta, nici nu cred că a fost un cave, a fost ceva groapă cu miner. Ok, hai să spargem ăstea, hai să spargem oile, doamne. Să le batem, pentru că sigur avem, o să avem nevoie de pat. Și deja avem pat asigurat, e totul bine, deci chiar am picat într-un loc foarte bun, plin de resurse. Holy motherfucker, ce acolo? Ok, o groapă de lavă ciudată și misterioasă în mijlocul pădurii. Asta e foarte interesant. Pe aici sunt numai cu pași ăștia de mesteacă și nu prea îmi place lemnul ăsta. Deci o să plecăm de aici, că nu vrem să ne stabilim aici. Chiar n-aș vrea să am casa făcută din ăsta. Decât să am vreo podea, ceva pod, nu știu, ceva turn din chestia asta. Nu vreau să am ca pereți într-o casă. Mamă, e plin! E plin de așa ceva pe aici. Ok, mergem imediat la mină de îndată ce ieșim de aici. Pentru că altă groapă misterioasă în mijlocul pădurii. Plină cu lavă. Ce-i cu locul ăsta? E destul de ciudat. O să plecăm de aici? Ok. Mamă, munții ăștia stai aici în jur, mamă. Apare ninge pe ei și e destul de drăguț. Ia, hai să mergem și noi pe acolo, că sunt șanse să dăm și de minereuri de iron and stuff. Și putem să le luăm, logic. Dacă îi putem urca aici să vedem ce putem găsi. Nu mai avem, n-avem stone, n-am minat deloc stone. Wow. Chestia e dubioasă, rău. Haide. Boom. Șmecheră locul ăsta. Păi, chiar șmecheră chestia asta. Oh my god, ce frumos e. Ok, deci avem un început de survival minunat și excepțional. Dar nu am găsit un cave. Tot încerc să găsim ceva de genul, pentru că ne ajută foarte mult cu resursele. Dacă sap în jos, nu sunt șanse la fel de mari să dau și de minereuri bune. De coal am dat și nu prea mai e nevoie să-l spargem. Și chiar e destul de mult pe aici, dar avem destul... Ok, o să apropie noaptea, dar putem să ne craftăm pad, deci nu e nimic ca să ne facem griji. Nu e nimic de care să ne facem griji. Dacă ne ducem mai încolo, vedem o grămadă de oi și de animale. Deci e super seed-ul ăsta, e chiar minunat. LOL, cream că stă oaia pe cealaltă oaie. Asta e ciudat, în fine. Ne facem și cu mâncare de la oi, iau tu o oaie maro. O oaie maro, dai mai rar de astea. Ok, avem aici pădure de copaci de ăștia dark. Nu cred. Avem și un mushroom acolo. Băi, perfect locul ăsta. Ok, o să ne stabilim aici. Aici e super ok. Uite, avem gen un cerc așa. Mamă, cât o să facem aici. Bun, și să facem un mic pătuț.
Să ne culcăm și să salvăm. Si. Să nu vină zombii, repede. Da, te înțeleg, vrei și tu ceva. Nu știu. Pac, ne facem un pat. Șmecher. Pac și ne culcăm. Ok, deci prima noapte supraviețuim exact cum trebuie. Prea ușor. Este too easy, n-ai ce să-i zici. Am picat într-un loc super. N-ai ce să zici, pur și simplu. Prea awesome, prea awesome. Hai să craftăm o lopată și să mergem la mină. Unde e? N-am stone, nu vine să cred. Deci eu n-am minat deloc stone. Deci am minat doar minerul și nu stone. În fine, minăm acum puțin. Hai să minăm puțin, să facem și furnal, să ne prăjim alea în timp ce mergem la mină și ne întoarcem înapoi. Suntem deja și level 4, e chiar ok totul. Facem un furnal mic, pac. A, dar mi-a zis cineva în comentarii să nu mai fac sunete ciudate. Nu știu dacă vă deranjează, dar ok, dacă voi mi-ați spus. Nu mai am voie să fac, de exemplu, clap, jap, flap, chestiile astea. Ok. Doamne, era spun potato acolo să fac. Ok. Să mergem. Simt foamea că mâncăm acum. Hai să craftăm și ceva. Craftăm pâine. Perfect. 8 pâini. Bun. Hai facem steel de scară. Nu pot să sap doar în jos pentru că dacă dau de o groapă de lavă, ceea ce am întâlnit foarte des, o să fie nașpa, că pierdem tot ce avem și e destul de bun. Ia, hai spunem noi chestiile astea care chiar nu ne trebuie și sunt importante, cel puțin ăsta. Pam, ce important e. Chiar e important, nu eram ironic. 2 iron pickaxe-uri. Ok, o să le păstrăm în caz că dăm de diamante. Hai să luăm unul cu noi. De astea nu prea cred că o să le mai folosim vreodată sau cândva. Deci le punem acolo. And let's go to my... Uite, știam, nu mi-am luat trânăcopul de piatră. Sunt cam amețit. Haide. Să-i dăm drumul la mină. Avem și astea. La mină, laminat. Deocamdată o să săpăm în jos. Să vedem. Ia uite, am dat de coal. Suntem la înălțimea. Unde era unul? Care era bă înălțimea? Ah, bun, suntem la 69. Suntem la înălțimea 69 și ca să dăm de diamante și iron-uri și tot felul de minereuri șmechere, trebuie să fim pe la 11, 13, undeva pe acolo. Și noi suntem de-abia la 69. Ok, o să fie mult de săpat în jos. Deci dacă tot îmi mușc buzele, nu știu dacă vă uitați, da, eu fac ceva gen... Nu pot, am buzele uscate și n-am ce să fac. Ok, deocamdată n-am dat nimic de căulul ăla, dar nu prea ne trebuie acum. Cred că o să pun puțin pe pauză până ne întoarcem de la mine, nu? Sau când o să dau de iteme, ok. Da, o să pun puțin pe pauză. Ok, am dat de iron după ce am mai săpat vreo 20 de bucăți în jos și o să-l săpăm acum. Să vedem, poate mai dăm de ceva bun. Suntem deja la 15. Nu cred, am ajuns la 15. Ok, suntem foarte jos acum. E foarte bine. Hai că mai săpăm un pic mai jos. Săpăm acum. Ca o tactică de găsire a minereurilor șmechere. Ok, suntem la 13. Hai că mai săpăm încă unul, cred, în jos. Și o să fie ok. Hai, încă unul. O să mai trebuia să fac un pickaxe, dar vedem noi imediat. Ok, și acum o să săpăm așa. O să facem tunele, ca și cum știți și voi cum se fac tunelele. Cred că o săpăm mai întâi pe 3. În față o săpăm o grămadă și după o să facem tunele în stânga și dreapta. O să fie prea mult de săpat, dar o să fie exact cum trebuie. Sper să găsim ceva din toată chestia asta, ceva bun. Ok, mă duc să-mi craftez un pickaxe.
Dar, de fapt, după ce îmi craftez acel pickaxe, o să încheie în primul episod, pentru că cred că am filmat destul și cred că e suficient pentru primul episod, nu? Chiar am găsit o grămadă de chestii faine și deja începem să minăm. Probabil o să mai minez și eu ceva off-camera ca să nu vă țin pe voi în plictiseală, în mină, în timp ce iau iron, chestii de-astea. Sau dacă vă place, nu știu, vedem. Că încerc să iau iron și din cât iron am luat 12, cred că de fapt din episodul următor o să ne facem unelte, să tăiem lemn și să facem casa. Mi s-au prăjit și carnea de oaie. Hai să facem un pickaxe și încheiem episodul. Nu mai avem niciun stick? Hai ba da. Facem acum niște stick-uri. Bun. Și am craftat și pickaxe-ul. Deci, cam atât cu primul episod din seria noastră de single player survival. Dacă vă plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare cu un nou episod de Minecraft. Pa, pa!